Comuna Epureni este singura comună din județul Vaslui care a atins pragul de 6 la 1000 de locuitori infectați cu COVID. Din cei 2800 de locuitori, în comună s-au înregistrat 20 de cazuri. Carmen Bâlbâie, primarul comunei Epureni, spune că situația este sub control și că infectarea a avut loc datorită celor care au mers la dializă în instituțiile de specialitate din județ. Noi, fiind o comună mică, cu număr mic de locuitori, imediat crește rata, noi avem 3.000, dacă avem 20 de cazuri, deja am trecut de 6 la 1.000. Poartă mască, dar nu întotdeauna, dar cred că toată asta a început de la dializă, la cei dializați și de acolo, fiind un, cred că tulpina asta de virus este mult mai virulentă, majoritatea sunt în spital, oamenii, adică nu se simt bine, și s-a transmis foarte repede, s-a propagat fulgerător în cei din prejurul lor, adică în familii, în vecini, și am ajuns la o rată de peste 6 la 1000. Dar sperăm că de astăzi și de ieri, până așa, mai ies din cele 14 zile și vom avea o incidență mai mică. Deci, legat de combaterea pandemiei, cred că orice primar avem cheltuieli legate de dezinfectanți, de măști, de protecții, de tot felul, dar singurul lucru care ne protejează, ne protejăm noi însăși. Noi, la primărie, în cadrul primăriei, din personal, deocamdată nu avem niciun caz. Ne-am ferit cât am putut. Și am conștientizat preoții, am vorbit cu preoții, am vorbit cu gestionarii de la magazine, acolo unde oamenii se întâlnesc și de acolo poate să plece, pot pleca focarele de infecție.